Tânăra în vârstă de 28 de ani circula cu un autoturism înmatriculat în județul Botoșani, dinspre comuna Adâncata spre municipiul Suceava. În apropiere de ieșirea din pădure, din cauza vitezei neadaptate la carosabilul umed, tânăra a pierdut controlul asupra volanului, a derapat, a intrat pe sens opus și s-a izbit apoi cu mașina într-un copac de pe marginea drumului. Marți, în jurul orelor 17:45, pe drumul național 29A, la ieșire din municipiul Suceava spre Adâncata, o tânără de 28 de ani din Suceava, în timp ce conducea autoturismul, după o ușoară curbă la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto. Tânăra a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, ulterior recoltându-se și probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Un echipaj de la descarcerare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență a scos victima din mașină, tânăra fiind preluată de o ambulanță. Primele investigații medicale au indicat o leziune la una dintre clavicule, fără alte răni care să pună probleme deosebite.